Roșu. Roșu. Albastru. Albastru. Verde. Verde. Galben. Galben. Violet. Violet. Maro. Maro. Camion de pompieri. Nu e un camion de pompieri obișnuit, e un camion monstru. Camionul de pompieri le-a reușit pe toate!
Bună! Iată o imagine cu mai multe autospeciale. Haideți să aflăm cum se numesc. Să trasăm niște linii ca să divizăm imaginea în mai multe părți. Am obținut un puzzle cu autospeciale. Să adunăm piesele de puzzle una câte una. 1. Ce fel de mașină este? O mașină de poliție. 2. O piesă de puzzle cu un camion de pompieri. 3. Știi ce fel de mașină este? Un studio mobil de televiziune. 4. Ai văzut pe străzi acest vehicul? Automăturător. 5. Ce mașină e? Camionul de poștă. 6. Știu că ai recunoscut autospeciala. Camionul de gunoi. 7. Această mașină e de mare ajutor pentru vehiculele avariate. Mașina de tractor. 8. O piesă de puzzle cu o ambulanță. 9. Ultima mașină din puzzle-ul nostru. Mașina de taxi. Bravo! Împreună am făcut acest puzzle și am aflat denumirea vehiculelor. Ce mașini diferite! Hai să privim niște desene animate cu aceste mașini. Să începem cu acest automobil roșu. Să începem! Super! Ce mașină am construit! Știi cum se numește așa fel de mașină? Este un autoturism! Ce fel de vehicule mai vedem pe străzi? Acesta este un taxiu! Iată și o ambulanță! Un camion de pompieri! Mașină de poliție! Iată că a înserat și a venit timpul ca autoturismul pe care l-am construit împreună să plece în garaj. Pe curând! Super! Iar acum hai să vedem cum o mașină galbenă de taxi s-a transformat într-un camion monstru. Un taxiu! Această mașină ne folosește la transportarea pasagerilor. Însă ce-i de făcut dacă trebuie să transportăm pasagerii acolo unde nu găsim drumuri bune? Vom avea nevoie de un taxi camion monstru! Să începem transformarea! Așadar, demontăm roțile! Instalăm un motor puternic. Consolidăm suspensia cu amortizoarele mașinii. Și montăm roți noi, mari! Grozav! Acum mașina nu mai e un simplu taxi, e un taxi camion monstru! Deci să-l testăm! Înainte!
Wow! Continuăm testarea! Super! Mai sunt obstacole în cale! Incredibil! Încă o dată! Excelent! Ce mașină! Ne-a reușit transformarea! Într-adevăr, camionul monstru este o mașină mare, dar sunt mașini și mai mari. Spre exemplu, acest camion albastru. Camion de tractor? Camion de tractor? Camion cu prelată? Camion cu prelată? Autobuz? Autobuz? Autocisternă? Autocisternă? Camion minier? Camion minier? Camion frigorific? Camion frigorific? Câte feluri de camioane există? Iată că a mai rămas o imagine și deci niște desene animate despre un tractor verde. Tractorul a lucrat o zi întreagă și astfel a arat tot câmpul. Acum are de dus niște fân la o fermă. Vai, o băltoacă! Tractorul s-a murdărit! Nu este frumos să fii atât de murdar! Să mergem la o spălătorie auto! Folosim jetul de apă pentru a înmuia stratul de murdărie. Acum curățim bine cu peria. Va dizolva murdăria. Mai periem o dată ca să eliminăm orice urme de murdărie. Spălăm bine cu apă. Și uscăm tractorul.
Ce frumos e tractorul! Ei bine, acum să mergem după fân. Ce bine! Animalele de la fermă nu au rămas flămânde! Tractorul le-a reușit pe toate pe cât le-a avut astăzi de făcut! Bravo! Iată mașina de curse cu numărul 1! Urmează mașina de curse cu numărul 2! Mașina de curse cu numărul 3! Mașina de curse cu numărul 4! Și mașina de curse cu numărul 5! Cele 5 mașini de curse se aliniază la start. Imediat începe cursa. Start! Mașinile se avântă în competiție. Se aud motoarele puternice. Care dintre ele va învinge? Linia de finish! Să repetăm cifrele pe care le-am văzut astăzi. 1, 2, 3, 4, 5. Hai să facem un camion șasiu! Super! Camion șasiu! Iar acum vom monta diferite tipuri de caroserie de camion. Să începem cu un tambur de amestecare. Este o autobetonieră! Autobetonieră! Ce feluri de caroserie pentru camioane mai avem? Caroserie cu prelată! Un camion cu prelată! Camion cu prelată. Să vedem ce urmează. Caroserie container. Un camion de gunoi. Camion de gunoi. Încă un camion șasiu. Pentru el am pregătit o benă basculantă. Este o autobasculantă. Autobasculantă. Câte feluri de caroserie pentru camioane există? Uimitor! Dacă montăm o caroserie tip furgon, vom avea un camion furgon. Camion furgon. Hai să montăm pe șasiul de camion o cisternă. Autocisternă. Autocisternă! Câte lucruri interesante am aflat despre camioane! Pe curând! Salut! Știi ce fel de mașini sunt acestea? Da, sunt mașini de curse! De fapt, sunt niște stickere autocolante! Iar acesta este un album de autocolante! Să adunăm o colecție cu mașini de curse! 1. Automobil roșu. 2. Automobil albastru. 3. Automobil galben.
4. Automobil verde. 5. Automobil violet. 6. Automobil alb. 7. Automobil portocaliu. 8. Automobil maro. 9. Automobil roz. Bravo! Am adunat întreg setul de sticere cu mașini de curse și am repetat culorile. Iată o mașină de poliție. Ea patrulează pe străzi. Un infractor. Conduce cu viteză prea înaltă, deci trebuie reținut. Însă ce e de făcut dacă urmărirea infractorului este împiedicată de obstacolele din cale? Vom avea nevoie de un camion monstru de poliție. Să începem transformarea! Deci să demontăm roțile. Instalăm un motor puternic. Consolidăm suspensia cu amortizoarele mașinii și montăm roți mari pentru camioane. S-a făcut! Acum nu mai e o simplă mașină de poliție, este un camion monstru de poliție. Așadar, în urmărire! Iată și infractorul! De data aceasta nu ne va scăpa! Săritură? Incredibil! Infractorul este reținut! Transformarea mașinii de poliție a fost una reușită! Bravo! Roșu! Roșu. Azuriu. Azuriu. Galben. Galben. Alb. Alb. Negru.
Negru! Verde! Verde! Privește o imagine cu mașini! Ba nu, e un puzzle! Hai să-l facem împreună! Prima piesă? Ce fel de mașină este? O decapotabilă! Hai să continuăm jocul! Este o piesă de puzzle cu... o camionetă! Următoarea piesă este una cu... un cupeu sportiv! Mai punem o piesă la locul său. Ce e? O motocicletă. Ce puzzle interesant și nu e deloc complicat. Iată și un minivan. Mai luăm o piesă? O recunoști? Este o berlină. Hai să vedem ce piese au mai rămas. Scooter. Această piesă de puzzle este de aici. Un vehicul sportiv utilitar. A mai rămas doar o singură piesă de puzzle. Este o mașină de oraș. Super! Am asamblat puzzle-ul și am repetat denumirea acestor mașini. Iată secția de poliție. Aici este nevoie urgentă de o mașină de patrulare. Trebuie să telefonăm la uzina auto și să facem o comandă de un automobil de patrulare. Iată uzina auto. Să vedem cum va fi asamblată mașina de poliție. Iată șasiul. Montăm pneurile. Instalăm motorul și rezervorul de benzină. Coloana de direcție cu volanul și pedalele automobilului. Fixăm două rânduri de scaune. Acum vom instala caroseria. Montăm ușile, capota motorului și capota portbagajului. Acum ferestrele și luminile autovehiculului, farurile din față și luminile din spate. Și în fine, cea mai importantă piesă pentru o mașină de poliție, girofarul! Mașina de poliție este asamblată! Noua mașină de patrulare este prima zi la datorie. Vai, iată și prima încălcare a regulilor de circulație! Un autovehicul a depășit mult viteza admisă. Acesta va trebui reținut. Mașina de poliție se avântă în urmărire. Infractorul a fost reținut. Auzi, sirena! De unde să fie oare? E o mașină de poliție! Puzzle-ul noi l-am asamblat și mașina a plecat! Haideți să vopsim!
Mașini de curse. Roșu. Maro. Albastru. Roșu. Maro, albastru. Portocaliu. Violet. Alb. Portocaliu, violet, alb. Verde. Galben. Negru. Verde, galben, negru. Ce treabă bună am făcut azi la vopsitorie de mașini! Chiar suntem de laudă! Mașină de oraș.
Vehicul sportiv utilitar. Mașină de curse. Stivuitor. Tractor. Mașină de tractare. Salutare tuturor! Astăzi vom asista la un show cu camionete monstru. Ele ne vor arăta niște sărituri spectaculoase peste obstacole, iar noi vom învăța culorile și cifrele până la 5. Camioneta albastră cu o săritură pe rampă peste o mașină. Pe monitoarele arenei vedem cifra 1. Foarte frumos! Prima săritură i-a reușit. Camioneta albastră cu cifra 1. Iar rândul camionetei verzi să sară peste două mașini. Vedem cifra 2 pe marele ecrane. Bravo, camioneta verde a reușit și ea. Duce cifra 2 pe platformă. Va reuși oare camioneta roșie să ne demonstreze săritura peste 3 mașini? Cifra 3 pe ecranele arenei. A fost o săritură perfectă! Camioneta roșie duce cifra 3! Camioneta violetă va încerca să sară peste 4 mașini! Aplauze bine meritate și cifra 4 pe monitoare! Excelent! Camionetei violete i-a reușit o săritură extrem de complicată și acum duce cifra 4! Atenție! Săritura camionetei negre peste 5 mașini! Incredibil! Vedem cifra 5 pe ecrane! Camioneta neagră duce cifra 5 pe platformă, pentru că a reușit să sară peste 5 mașini! Și într-un final, parada cifrelor! 1 2 3 4 5! Aplauze camioanelor monstru pentru acest show! Iată o uzină 3D! Aici se produc diferite mașini cu ajutorul unui 3D printer special. Unul de acest fel! Această mașină este un sedan. Să facem încă o mașină! Această mașină este o camionetă. Ce fel de mașină va face 3D printerul de data aceasta? Este un automobil compact de oraș. Următorul automobil.
este un vehicul sportiv utilitar. Să facem încă o mașină! Este un automobil compact de oraș. Privește încă o mașină! Este o mașină de curse! Mașină de pompieri. Mașină de pompieri. Mașină de taxi. Mașină de taxi. Ambulanță. Ambulanță. Camion de gunoi. Camion de gunoi. Mașină de poliție. Mașină de poliție. Mașină de tractare. Mașină de tractare. Mașină de asistență tehnică auto. Mașină de asistență tehnică auto. Iată învingătorul cursei! Mașina roșie a câștigat raliul! Acum mașina de curse va merge la o spălătorie auto! Cu peria se curăță fragmentele de murdărie uscată. Câtă spumă! Murdăria se dizolvă! Se mai perie o dată, să acționeze detergentul mai bine. Spuma și urmele de murdărie se spală bine cu apă. Și în sfârșit se usucă mașina. Perfect! Acum mașina de curse este ca și nouă. Iată o mașină de curse! Oare cum a fost asamblată? Haideți să vedem!
Iată atelierul de asamblare la o uzină auto. Pe o platformă mobilă aducem cadrul automobilului pe care vom monta diferite componente ale mașinii. Montăm roțile. Instalăm un motor puternic și rezervorul de combustibil, scaunul, coloana de direcție și pedalele, balonul cu un amestec special care va crește puterea motorului. Montăm caroseria. Instalăm portierele și geamurile. E rândul instalațiilor de iluminat și semnalizare. Imprimăm inscripții și imagini decorative. Mașina de curse e gata! Acum poate participa la curse! Mașinile se pregătesc de start. Start! Se dă o luptă intensă. Cine oare va ieși învingător în această cursă? Mașina noastră de curse a învins! La acest șantier de construcții vor munci mai multe mașini. Un autocamion, o automacara, un încărcător frontal, o autobasculantă, și un excavator pe pneuri. Iată terenul de construcții. Fiecare dintre mașini și are propria zonă de lucru. Hai să ajutăm mașinile să și le găsească. Să începem cu încărcătorul frontal. Este o mașină de construcții și minerit, folosită pentru deplasamentul de materiale pulverulente sau granulare. Acum e rândul automacaralei. Este o macara pe șasiu utilizată pentru a ridica greutăți. Acum e corect. Hai să găsim și zona de lucru a camionului. Este o mașină pentru transportarea încărcăturilor în benă. S-a făcut! Urmează excavatorul pe roți. Este un utilaj de construcții întrebuințat pentru săpat și încărcat pământ sau a altor materiale. Și ultima zonă de lucru, evident, este pentru autobasculantă. Un autocamion cu benă basculantă, destinat pentru transportare de materiale de construcție. Excelent! Împreună am ajutat toate mașinile să-și găsească zona de lucru în șantierul de construcții. Pe curând! Autotransportorul duce mașini de curse nou-nouțe la vopsitorie. Am ajuns la atelierul de vopsire. Descărcăm mașinile. Iar acum, haideți să le vopsim. Să vopsim această mașină în verde. Verde. Gata!
iar aceasta o vopsim în portocaliu. Portocaliu. Frumoasă culoare! Următoarea mașină să fie albastră. Albastru. S-a făcut. Încă o mașină de curse. O vopsim în galben. Galben. Foarte bine. Mai vopsim o mașină, să fie roșie. Roșu. Perfect. Pentru următoarea mașină vom folosi vopseaua azurie. Azuriu. Am vopsit-o și pe asta. Mai vine una. O vopsim în negru. Negru. Gata și mașina neagră. Ultima mașină de curse o vopsim în violet. Violet. Excelent! Ce culori frumoase! Aceste mașini de curse le vom revedea neapărat la următoarea competiție sportivă. Pe curând! Sedan. Sedan. Monovolum. Monovolum. Camionetă. Camionetă. Cupeu. Cupeu. Vehicul sportiv utilitar. Vehicul sportiv utilitar. Decapotabilă. Decapotabilă. Iată un automobil sportiv care în scurt timp va participa la un show auto.
Haideți să asamblăm un puzzle cu această mașină, iar apoi să-i acordăm susținere la spectacol. Bravo! Puzzle-ul noi l-am asamblat și mașina a plecat. Am reușit să facem puzzle-ul, iar acum să vedem și show-ul. Atenție! Ce săritură! Aplauze furtunoase! Roată. Încă una. Ce să fie oare? Să vedem. E o mașină. Interesant. Ușile. Ferestrele. Oglinzile și mânerele. Farurile. Chiar și o roată de rezervă. Am nimerit într-un joc cu mașini. Să începem! Vai, cât pe ce să ne tamponăm! La stânga! Și încă o dată! Acum la dreapta! Atenție! Evităm lovitura din spate și pe cea din față și un pic de răgaz. Atenție la camionetă! Camion în față! Pe stânga! Excelent! Nivel completat! Thank you.
dă click pe butonul roșu. Abonează-te pentru un episod nou de desene animate cu mașini în fiecare vineri.